Scene șocante au fost filmate la marginea unei păduri din județul Cluj. Doi jandarmi au fost răniți și puși pe fugă de mai mulți localnici care i-au atacat cu uluci rupte dintr-un gard. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. De ce m-ai lovit în pădure? Du-te acolo! De ce m-ai lovit? De ce m-ai lovit? Uitați-vă! Uitați-vă cum fuge după copii cu spray! Uitați-vă! Uitați-vă! Cum dă cu spray după oameni! Totul s-a întâmplat în comuna Călățele, acolo unde oamenii legii au prins în flagrant mai mulți localnici care furau lemn din pădure. Când au fost chemați la secție, hoții au devenit agresivi și i-au lovit pe cei doi jandarmi. Depășiți de situație, aceștia au fost nevoiți să bată în retragere. Din păcate, unul dintre ei a fost rănit. Ordinea în zonă a putut fi restabilită doar după o nouă intervenție.